După cele 12 medalii cucerite ieri dimineață, în sesiunea de după amiază s-au mai obținut încă 12 medalii. Cel mai bun rezultat îi aparține halterofilei Loredana Toma, care a reușit să stabilească un nou record național. În penultima zi a concursului avem un număr de 44 de medalii naționale. Astăzi, în ultima zi, vor concura încă 3 sportivi și mai sperăm încă 9 medalii. Prin urmare, suntem în cărți pentru realizarea obiectivului. Record național la stilul zbursului de Toma, la 69 de kilograme, a reușit 91 de kilograme să zmulgă. Loredana Toma susține că acest concurs a fost o verificare înaintea campionatului european de haltere ce se va desfășura luna viitoare la Izvorani. Record național pentru tine? Da, la stilul zbursului, 91 de kilograme. A fost greu? Nu. E un antrenament bun pentru europene? Da. Care e obiectivul tău la jocurile la europene? 3 medalii de aur. Astăzi, în ultima zi de concurs, vor intra în competiție încă 3 sportivi cu șanse reale de a urca pe podium.